Cei mai mari câini din lume, din rasa mastif tibetan, s-au întrecut la Târgu Mureș într-un concurs de frumusețe, primul de acest fel din Europa Centrală și de Est. 45 de exemplare s-au prezentat alături de stăpânilor, în fața juriului și a publicului. Pentru cei care au ajuns acolo, nici n-a contat cine câștigă, ci doar bucuria de a vedea masivele animale. Mastiful tibetan este un câine puternic și musculos, care poate ajunge la maturitate la o înălțime de peste jumătate de metru și aproape 75 de kilograme. În ciuda masivității lor, mastifii sunt agili și foarte afectuoși, în special cu familia lor. Sunt de asemenea o rasă care necesită multă atenție și multă pregătire pentru concursuri și pentru condiția fizică. Muncim acasă, antrenamente, fiecare zi aproape. Mâncare de două ori pe zi, dimineața și seara, antrenament după masa, antrenament dimineața, prezentare. La Târgu Mureș, Adrian s-a înscris în competiție cu mastiful său uriaș de 88 de kilograme. Unul dintre cele mai mari exemplare din țară, pentru că așa spun colegii de competiție, are 3 ani și 8 luni, provine din canisa domnului Tudor Sălăjan, care a fost cel care a dus printre primii, nu numai în țară, cred că și în Europa. De la competiția mureșeană a lipsit însuși regele mastifilor tibetani, dublul campion mondial Boss. Acesta a participat până acum la 120 de expoziții și a câștigat sute de trofee la concursuri de frumusețe din 15 țări. Acum însă nu a fost înscris de stăpânul său. Poate să supără, săracul el nu pricepe, dar va veni aici și poate nu o să înțeleagă de ce nu intră în ring. Câinii, proprietatea mea, nu vor participa ca să nu apară niciun fel de discuție legată de această expoziție. Competiția este la prima ediție de Euro Gold Cup din Europa Centrală și de Est pentru tibetanul mastif. Cu competitori veniți din 5 țări, este un moment istoric pentru această rasă în România. Am stabilit ca această ediție să fie la Târgu Mureș, deoarece cel mai ditrat câine cum știți noastră este de aici, plus că cel mai mare rezultat în ultimii ani venite pe această rasă au fost tot din Târgu Mureș datorită câinilor din canisa Lion Noguar. Competiția este împărțită pe 6 clase de arbitraj, în funcție de sexul și vârsta câinilor. Rasa tibetanului mastif ține cont și de schimbările sezoniere. Deci și roba, blana, se construiește și se pregătește în funcție de anotimp. De aceea s-a dorit alegerea unei perioade în care câinii să fie în condiție cât mai bună și atunci iată că avem aici aproape de mijlocul lui octombrie această expoziție. Tibetanul mastif are o durată de viață de 10-15 ani și este printre cele mai scumpe din lume.